Bună ziua, dragi prieteni, stimați reprezentanți ai presei. Astăzi vin în fața dumneavoastră pentru a detalia cea de-a șaptea reuniune a Comitetului de Asociere REMEA, Republica Moldova, Uniunea Europeană, care a avut loc săptămâna trecută la Strasburg. Ori în rezultatul acestei importante reuniuni a fost adoptată o rezoluție în care, în mare parte, partenerii noștri europeni, colegii noștri din Parlamentul European, au apreciat demersurile și eforturile depuse de către guvernul Maia Sandu pentru a apropia Republica Moldova de Uniunea Europeană. Bună oară, chiar pe 19 decembrie am obținut un rezultat destul de important, o reușită adevărată a guvernului Sandu, în rezultatul acordului din iulie, Consiliul Uniunii Europene a dublat cotele pentru Republica Moldova când vine vorba de struguri de masă, a introdus o cotă nouă pentru cireșe de 1500 de tone și a crescut cu 50% cota pentru prune. Asta în timp ce pe piața este că continuă embargourile, continuă schemele, iar pe cealaltă parte Uniunea Europeană demonstrează toată deschiderea pentru noi. E adevărat că partenerii europeni, pe lângă faptul că au apreciat demersurile foste guvernări și eforturile de a reforma justiția, dar și eforturile din domeniul economic, care iată deja dau roade, sunt îngrijorați astăzi de măsurile care se iau de către actuala guvernare și în același timp sunt îngrijorați de pasul lent a reformelor. Mai cu seamă de reforma justiției, care nu doar că bate pasul pe loc, dar conceptul acestei reforme este schimbat radical. Din evaluarea externă a judecătorilor vedem că se trece la evaluarea internă, ceea ce înseamnă că unii judecători corupții vor evalua pe alți judecători corupți, ceea ce dă peste cap complet întreaga filozofie a evaluării externe, care și-o doresc atât de mult cetățenii Republicii Moldova, pentru că este în primul rând de beneficiul lor, dar pe care o apreciază în egală măsură de mult partenerii europeni, pentru că ei înțeleg foarte bine că de reforma justiției depinde progresul Republicii Moldova, capacitatea de a beneficia într-un mod eficace de fondurile europene. Deci există foarte mare presiune pe actuala guvernare, dar care, vedem, nu se ridică la nivelul așteptărilor nici a cetățenilor Republicii Moldova, nici a partenerilor europeni. În domeniul economic, partenerii noștri europeni, așa cum este reflectat în rezoluție, își pun semne de întrebare vis-a-vis de acest buget, care pare să fie unul populist, electoral, cu un deficit enorm de mare, care nu face decât să pună o bombă cu ceas sub economia națională, sub finanțele publice. În egală măsură, partenerii europeni sunt îngrijorați de dezechilibrele din politica externă, ori la fel în rezoluție găsim referința la deplasările în Federația Rusă, prima deplasare a primului ministru în Federația Rusă la doar o zi sau două de la numire. Vedem președintele Dodon deja a câta oară merge în Federația Rusă, cheltuind în continuare cu nerușinare din banii publici, ori președintele Dodon, după ultimele după adoptarea bugetului, ne costă pe fiecare dintre noi, fiecare cetățean Republicii Moldova, câte 100 de mii de lei pe zi. Nici mai mult, nici mai puțin. În egală măsură, partenerii europeni sunt îngrijorați de situația deplorabilă în domeniul drepturilor omului. În rezoluție ne este sugerată să aprobăm lista Magnitsky pentru cei care încalcă drepturile omului în Republica Moldova. Ori noi am avut cazuri strigătoare la cer, deținuți politici, cazul Brăguță și multe, multe alte situații când judecătorii, procurorii fac abuz de putere, îi condamnă pe oameni pe nedrept sau preiau afaceri cu nemiluita. Asemenea, abordări nu-și mai au locul într-un stat democratic, însă, din păcate, vedem în Republica Moldova se calcă în continuare pe aceeași greblă, derapajele antidemocratice continuă și lucrurile în domeniul drepturilor omului nu se schimbă. Mai cu seamă vedem reticența absolut nejustificată și neclară a actualei guvernări, a președintelui Dodon, a doamnei Greceanei, a cabinetului de miniștri și mai cu seamă majorității parlamentare de a ratifica Convenția de la Istanbul de combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor. Acest lucru este cu adevărat rușinos, ori avem o mare problemă în societate.
cu violența domestică și actuala guvernare nu face absolut nimic, ba din potrivă, se împotrivește acestui demers de bun simț, de ratificare a acestui document important, care oferă un cadru comprehensiv de combatere acestei mari, mari probleme. În egală măsură, în rezoluție este reflectată situația din ce în ce mai proastă din piața audiovizuală din Republica Moldova, unde un holding a președintelui Dodon se construiește, se edifică pe zi ce trece, adunând de la o zi la alta noi instituții mass media, care nu vor face altceva decât să-i cântă în strună președintelui Dodon și să facă propagandă, așa cum au făcut până acum o serie întreagă de televiziuni și site-uri de știri din Republica Moldova. De aceea, această rezoluție are, pe de o parte, un caracter de constatare a unor reușite, după cum spuneam, a fostei guvernări a guvernului Maia Sandu și vine cu o doză de îngrijorare legată de stagnarea sau derapajele pe care le vedem cu ochiul liber aici la Chișinău, din păcate. În câteva cuvinte aș vrea să mă refer și la acea situație oarecum amuzantă, dacă putem să-i spunem așa, pentru că am mers la această reuniune în calitate de președinte a delegației, dar am revenit în calitate de membru a delegației, pentru că majoritatea parlamentară a decis în continuare să împartă între ei toate funcțiile din Parlament, așa cum ieșa de bine unii majorități parlamentare solide, deși auzim de fiecare dată justificându-se precum că nu ar fi o majoritate. Un proverb spune că dacă faci tot ca majoritatea, arată ca majoritatea, acționează ca majoritatea, deci este o majoritate, dacă e să parafrazăm o zicală americană. Vedem zi de zi, se împarte tot ce este de împărțit în acest Parlament între PD și PSRM. A venit rândul și delegațiilor interparlamentare. E regretabil acest fapt, dar noi vom continua să muncim în cadrul acestor delegații, atât eu cât și colegul meu, domnul Munteanu, care a fost schimbat de la președinție delegației la Euronest. Pe noi acest lucru ne validează, pentru că înseamnă că facem munca corect, cu abnegație, și majoritatea parlamentară se simte cumva amenințată de aceste demersuri pe care le facem noi în forurile europene și au decis să ne înlocuiască cu alte figuri docile care nu vor face decât să promoveze linia actualei majorități parlamentare. Însă, probabil mai regretabil este numirea domnului Bătrâncea în calitatea președintea delegației la PCE, pentru că eu personal am sperat foarte mult și colegii mei au sperat că președinția acestei delegații va reveni doamnei Doina German, care este o adevărată luptătoare pentru drepturile omului în Parlamentul Republicii Moldova și dumneiei cu siguranță ar fi reușit să apere mult mai bine drepturile cetățenilor din Republica Moldova și să promoveze imaginea Republicii Moldova în cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Dar majoritatea parlamentară a decis așa cum a decis, într-un mod rușinos. Bună oară, colegii mele, doamne Doina Germă, i-au fost luate și atribuțiile din cadrul Comisiei Drepturilor Omului, ceea ce ține de drepturile femeilor. Se pare că în accepțiunea colegilor din majoritatea parlamentară și în special a președintelui Dodon, care controlează această majoritate, drepturile femeilor în accepțiunea lui nu sunt drepturile omului. Și acest lucru este confirmat și de reticența lor de a ratifica această convenție de la Istanbul. Însă noi vom depune presiuni publice atât în Republica Moldova cât și în forurile internaționale și vom face toate demersurile pentru că această convenție, dar și multe alte instrumente internaționale să fie ratificate, astfel încât să îmbunătățim viața cetățenilor Republicii Moldova aici și acum și să nu așteptăm ziua de mâine, așa cum se pare că așteaptă colegii noștri, care, după cum spuneam și cum este reflectat și în această rezoluție, frânează, stagnează reformele, lucru care, din păcate, reduc din oportunitățile de care ar putea să se bucure Republica Moldova. Ori unul din cele mai importante aspecte reflectate în această rezoluție este această inițiativă, această strategie TRIO 2030 pentru parteneriatul estic, care a fost aprobată acum o lună la Euronest și este menționată și aici în această rezoluție și eu voi veni cu o
un proiect de declarație a Parlamentului Republicii Moldova prin care toate forțele politice să susțină această rezoluție, pentru că această strategie, pentru că ea oferă oportunități noi de integrare sectorială pentru Republica Moldova, dar și Ucraina și Georgia, astfel încât să putem beneficia din ce în ce mai mult, de mai multe oportunități din partea Uniunii Europene, atât în domeniul economic, energetic, a comunicațiilor digitale, în domeniul cultural, științific, astfel încât, după cum spuneam, să îmbunătățim viața cetățenilor din Republica Moldova. Trebuie să vă dați seama că dacă în poză apare domnul Băsescu, domnul Sârbu și umila mea persoană, atunci în încăpere există cel puțin încă o persoană care face fotografie. Dar trebuie să vă spun că erau de fapt încă cel puțin 3 sau 4 persoane. Era de fapt toată delegația. Era și domnul Igor Munteanu, era și domnul Gai Vartanian, care a primit o deosebit plăcere să-l asculte pe domnul Băsescu și umorul lui incomparabil. A fost o întâlnire la solicitarea noastră, la solicitarea delegației. Dumnealui ne-a împărtășit viziunea lui foarte pragmatică vis-a-vis de ceea ce crede dumnealui că ar trebui să se întâmple în Republica Moldova. Am încercat și noi să explicăm care sunt realitățile și care este de fapt situația în țară. A fost o discuție amicală, aș zice eu, o discuție cu multe zâmbete, dar și o discuție care... Cu anumite argumente din partea președintelui care probabil pe viitor le vom lua în seamă. Dar ce v-a spus? Ce mesaj v-a transmis referitor la situația care s-a creat cu această... Nu știu dacă putem numi o nouă majoritate, dar nou guvern cel puțin. Dumnealui regretă cu siguranță în special valențele profund prorusești ale acestei guvernări. Și pe bună dreptate, ori vedem că președintele Dodon abia de revine de la Moscova și pleacă în Sankt Petersburg și nu se oprește din a cheltui banii publici. Și președintele Băsescu, ca și alți prietenii noștri de la Bruxelles, sunt îngrijorați de aceste dezechilibre profunde din politica externă a actualei guvernări, din păcate. Bună oară, vedem relațiile cu România sunt practic înghețate, relațiile cu Ucraina la fel sunt practic înghețate, atât timp cât guvernarea actuală continuă să recunoască Crimeea ca și partea Federației Rusiei și nu așa cum e de bun simț și e corect de punct de vedere a dreptului internațional ca și partea Ucrainei. De aceea există foarte, foarte multe semne de întrebare în rândul prietenilor noștri de la Bruxelles, inclusiv domnul președinte Băsescu este îngrijorat vis-a-vis de situația de Republica Moldova. Da, de asta ziceam că a fost pe locuri și glume și zâmbete, ori a doua zi după discuția cu domnul Băsescu, majoritatea parlamentară PD-PSRM a votat pentru a deelibera din funcție pe mine și pe domnul Munteanu, dar de fapt și pe domnul Gai Vartanian l-au scos din delegația de la RMUE și l-au pus într-o altă delegație. Deci majoritatea parlamentară de la Chișinău este una... beton, dacă putem să-i spunem așa, probabil domnul Băsescu nu a urmărit suficient de bine să vadă care sunt, cât de strâns este colaborarea dintre PD și PSRM și cât de disperați sunt unii din fracțiunea Partidului Democrat să-l ajute pe Dodon să captureze Republica Moldova așa cum până nu de mult o făcea liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, din păcate. Și vreau să vă întreb, a apărut astăzi informația că Rocet a renunțat la 95% din acțiunile pentru aeroport și a apărut pe surse informația că, de fapt, aeroportul va fi deja transferat în gestiune unui agent sau unui cum de afaceri din Rusie, Andrei Gunceanu, așa scrie un portal de știri. Dumneavoastră, cum calificați, în general, această situație? Cât de posibil că, într-adevăr, va fi transferat la ruși acest aeroport și dacă, într-adevăr, toată această schemă a fost gândită din timp de Dodon, așa urmează
să vedem confirmarea acestor demersuri, atât legat de aeroport, cât și de o eventuală vânzare a pachetului de acțiuni către alți proprietari. Nu există suficientă informare, dar e cert că ne îngrijorează enorm de mult aceste speculații pe moment. Sperăm să nu se adeverească și vom face toate demersurile pentru a opri această tranzacție eventuală, pentru că riscurile la adresa securității Republicii Moldova ar fi mult prea mari, pentru ca un obiect de o importanță strategică să ajungă în mâinile unor forțe care și așa au trupe prezente pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt în război deschis cu vecinii noștri din Ucraina. De aceea este o mare îngrijorare și ar fi la limita trădării de patrie, dacă doriți, să transferi cu bună știință un obiectiv strategic de importanță națională unor potențiali rivali, având în vedere că pe teritoriul Republicii Moldova se află încă trupele Federației Ruse, în pofida nenumăratelor solicitări din partea Republicii Moldova ca aceste trupe să fie evacuate și munițiile să fie evacuate. De ce este o mare îngrijorare această turnură de situație? Și costurile și responsabilitatea va trebui să și-o asume președintele Dodon pentru vulnerabilizarea Republicii Moldova în continuare și creșterea exponențială a vulnerabilității, a expunerii Republicii Moldova față de influența Federației Ruse. Plăcere! Zi frumoasă și sărbători fericite!